În calendarul Bisericii Ortodoxe este sărbată pe 8 septembrie 2020 nașterea Maicii Domnului. Cu acest prilej, Biserica Monumenta a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași își va serba primul hram. Cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic dedicat acestei sărbători va începe luni 7 septembrie de la ora 18 cu slujba vecerniei unită cu litia. Apoi va fi scoasă în procesiune icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. De la ora 20:30 se va sluji taina Sfântului Masului, iar de la ora 0 se va săvârși utrenia. Marți, 8 septembrie, la ora 8:45, va fi întâmpinat Preasfințitul Părinte Episcop Antonie, care va săvârși Sfânta Liturghie. Prin purtarea de grijă a Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, pelerinii vor primi pachete cu alimente. Acestea vor fi pregătite de o firmă autorizată de catering și vor fi îndeplinite cerințele igienico-sanitare conform legii. În seara zilei de 8 septembrie, de la ora 19:30, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului va fi reintrodusă în Biserica Monument. Vreau să mulțumesc Înalpreasfințitul Părinte nostru, Mitropolit Teofan, grație Înalpreasfinției sale, prezența ierarhului la toate sărbătorile, praznice împărătești ale Maicii Domnului. Și iată că avem binecuvântarea Înalpreasfințitului și în mijlocul nostru va sluji Sfânta Liturghie, va fi oficiată de Preasfințitul Antonie, episcop de Bălți. Luni în ajunul sărbătorii nașterii Domnului, ora 18, vecerea unită cu litia, ora 19, scoaterea în procesiunea icoanei făcătoare din Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, ora 12, utrenia de miezul nopții. Apoi, în ziua prăznirii, praznicul împărătesc nașterii Maicii Domnului, ora 8:45, primirea ierarhului, ora 9, Sfânta Liturghie arhierească, ora 12, agapa frățească pentru pelerini, ora 19:30, introducerea icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului în Biserica Monument. Mănăstirea Hadâmbu îi îndeamnă pe credincioșii care vor participa la sfintele slujbe închinate Maicii Domnului în zilele de 7 și 8 septembrie să respecte măsurile de protecție și de prevenire în contextul actualei pandemii. Biserica Nașterea Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu datează din anul 1659, când voievodul Gheorghe Ghica i-a dăruit boierului grec Iani Hadâmbu, fost chelar, un loc în pădurea Iașilor la dealul mare, pentru a construi o biserică cu hramul nașterii preasfintei născătoarei de Dumnezeu. După 1990, prin purtarea de grijă a preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, după 30 de ani de uitare, Mănăstirea Hadâmbu a fost reînființată odată cu venirea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale. Părintele Stareț, prin mijlocirea Maicii Domnului, a reușit să pună în valoare străvechea ctitorie prin construirea unei noi biserici, a unui arhondaric și a unei case de oaspeți. De asemenea, au fost întreprinse multe alte lucrări. În prezent se lucrează la noua clopotniță a așezării monahale, cu o înălțime de 32 de metri, ce va adăposti 13 clopote din Ucraina. Această mănăstire era doar o ruină și cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, s-a ridicat o frumoasă sihăstrie. Iată că revin cu acest cuvânt, 30 de ani de activitate, să spunem așa, în mare, am încheiat opera Sfintei Mănăstiri Hadâmbu. S-a făcut lucruri foarte frumoase cu darul lui Dumnezeu și a credincioșilor care sunt podoaba bisericii și am zis ca să închei opera lucrărilor, a șantierilor din Mănăstirea Hadâmbu, ar fi ultima, acea cloponiță înălțătoare, să spun. Îmi doresc foarte mult să văd pelerine intrând sub bolta unei clopoințe, intrare de mănăstirească și chemarea, veniți creștini la rugăciune, a celor 13 clopote. Cu binecuvântarea noastră, să spune nostru mitropolit Teofan, din mila lui Dumnezeu, suntem la cota, începând până la cota 0 și încetul cu încetul, cu voia lui Dumnezeu, ne vom ridica cât va voi Dumnezeu anul acesta. Este o mare bucurie
pentru Ofția noastră, dar și pentru credincioșii care iubesc acest loc și îmi doresc în suflet să spunem că ar fi ultima care se va ridica din șantierul care se mai va face în locul acesta sfânt. Nu ne lăsa, Maicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Maicuță, suntem fii lacrimilor tale, călători pe marea veșnii tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea.